112, formată din 10 versete, lucruri care conduc la descoperirea voii lui Dumnezeu și la zidirea noastră într-un mod personal. Aș vrea să mă opresc într-o sinteză generală asupra primului verset din Psalmul 112, care spune așa: lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Nu putem să nu observăm că acest verset surprinde trei tematici fundamentale pentru oamenii care se pretind a fi credincioși. În primul rând, Dumnezeu are pentru un om credincios un imperativ: lăudați pe Domnul. Această poruncă nu este negociabilă. Lăudați pe Domnul. Și ne întrebăm, cum să lăudăm pe Domnul, cine să o facă, care este modalitatea în a lăuda pe Dumnezeu și așa mai departe. Întrebările se nasc, se înalță și avem câteva răspunsuri pe care vreau doar să le formulez din Scriptură, răspunsuri pe lângă multe altele pe care dumneavoastră neîndoielnic le știți, le-ați lecturat, le-ați citit din Sfânta Scriptură. Acest imperativ, lăudați pe Domnul, te învederează în primul rând pe tine în calitate de individ, în calitate de persoană. În Psalmul 113, versetul 1, zice același psalmist anonim: lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului. Așadar, cine să laude pe Domnul Dumnezeu? Robii Domnului. Cei credincioși trebuie să accepte statutul acesta relaționar pe care l-au cu Domnul Dumnezeu. El este stăpânul absolut, iar noi slujitorii Lui sau robii Lui Dumnezeu. Calitatea aceasta o surprinde și în viața lui Ilie, care se prezintă ca fiind roba lui Dumnezeu. Apostolul Pavel de asemenea vorbește despre sine, ca fiind slujitorul lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserică, adică un rob al lui Dumnezeu. Biblia definește omenirea noastră ca fiind robi mari sau robi mici. Și toți deopotrivă slujim unui stăpân. După cum este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 6, ori lui Dumnezeu și suntem robi ai lui Dumnezeu, ori lui Mamona, diavolului, și suntem robi ai celui rău. Robia aceasta în relație cu Dumnezeu comportă și este aducătoare cu sine de o viață frumoasă, pentru că a lăuda pe Domnul nu înseamnă doar a formula cuvinte frumoase la adresa celui preanalt. Nu înseamnă doar să te închini printr-o predică, rugăciune, cântare, ci lauda reprezintă de fapt o viață frumoasă a celui ce este într-o relație vie și indestructibilă cu Dumnezeu. Tocmai și într-un mod paradoxal, această robie pe care o avem și pe care am acceptat-o de bunăvoie sub mâna lui Dumnezeu ne conferă o libertate cum nu găsim nicăieri, nici pe pământ, nici în acest univers. Robia aceasta sub mâna lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt,
ne face de fapt o slobozenie, ne aduce o libertate, o descătușare de sub păcatele cele multe pe care le-am avut și care ne-au îndurerat. Și așa, după cum spuneam dimineață, reamintesc un cuvânt de a regelui David, spunea el la un moment dat, conștientizându-și viața reprobabilă, mă doare, zicea David, de păcatul meu. Așadar, tu ca rob al lui Dumnezeu, laudă-L pe Cel Preanalt, nu doar prin cuvânt, ci și prin faptă. Viața ta să fie o laudă necurmată adusă lui Dumnezeu. Pentru că dacă ești rob astăzi al lui Dumnezeu, astăzi îl lauzi pe Dumnezeu. Dacă ai statutul acesta și mâine și în fiecare zi, acest statut atrage după sine, după cum am amintit, și această atitudine de adorare, de proslăvire la adresa lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar nu doar tu, într-un mod particular, trebuie să lauzi pe Dumnezeu, ci și noi, într-un cadru comunitar, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Și acest imperativ, lăudați pe Domnul, are în vedere nu doar o persoană, ci are în vedere și o comunitate. Și una fără alta nu putem să descomplectăm în fapt această comuniune când vorbim despre a lăuda pe Domnul într-un cadru comunitar. Acest lucru survine în urma laudei pe care o duc eu, pe care o duci tu, pe care o duci un altul, acolo unde ne găsim și unde ne găsim și când ne găsim, la bine sau la mai puțin bine. Și atunci când ne strângem împreună, această laudă comunitară continuă, curge pe făgașul dorit de Dumnezeu și în Psalmul 111 zice psalmistul așa, lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor, fără prihană și în adunare. Observăm, dar, un mod de a lăuda pe Domnul, într-un mod particular, dar și comunitar. Este atât de important lucrul acesta, pentru că în Domnul noi nu suntem unii fără alții. În Domnul împreună, spune Apostolul Pavel Corintenilor, slujim, în Domnul suntem slujitori, în Domnul, spunea Pavel acelorași corinteni, suntem ogor al lui Dumnezeu și deopotrivă investim și ne lăsăm investiți de către Dumnezeu. Și toate pentru a fi o casă duhovnicească, după cum este scris în Scriptură, o casă duhovnicească care crește în fiecare zi, slăvit să fie numele Domnului. Așadar, îl lăudăm pe Domnul și în adunare și în mijlocul oamenilor care nu trăiesc în păcat, în mijloc, în tovărășia oamenilor, fără prihană, spune psalmistul. Și ce bucurie este atunci când frații se întâlnesc, când îl laudă împreună pe Domnul, conform fapte 4, într-un tot unitar, având o inimă, un gând, un cuget, îl mărturisim pe Domnul prin cuvânt, ne rugăm împreună. Și Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și spune Sfânta Scriptură, mare har se revarsă peste toți și atunci avem potențialul acesta, avem acest mandat din partea lui Dumnezeu să vestim Evanghelia aceasta lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Imperativul acesta de a lăuda pe Domnul se îndreaptă asupra tuturor neamurilor pământului. Conform psalmului 117, un psalm care conține doar două versete, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați pe Dumnezeu, lăudați pe Domnul toate popoarele, că mare este bunătatea Lui pentru noi și credincioșia Lui, zice psalmistul, ține în viac. Această chemare
Au toți oamenii, Dumnezeu derogă acest mod de viețuire nu doar la nivel, eu știu, de favorizați o comunitate Sfinții ai Domnului. Chemarea este pentru întreg pământul. Dumnezeu, în Psalmul 50, spune Sfânta Scriptură, cheamă pământul. Dumnezeu vorbește, dar Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul lui până la apus. Așadar, prin această chemare, Dumnezeu nu sugerează, ci într-un mod imperativ, El poruncește ca toate neamurile să vină înaintea Lui cu o viață frumoasă, cu o viață plăcută Lui Dumnezeu. Din nefericire, omul nu ia aminte la glasul Lui Dumnezeu. Și cum spune profetul, fiecare își vede de drumul lui. Fratele Flavius a subliniat păcatele sau parte din ele în care se adâncește omenirea noastră. Oamenii din ziua de astăzi, prin edictele pe care le dau, prin legile care sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva unor normalități. Însă Dumnezeu vrea ca oamenii să laude pe Dumnezeu. Ei nu o fac pentru lucrul acesta, pentru că este o poruncă. Fiecare dintre noi, la nivel individual, comunitar sau universal, vom da într-o bună zi socoteală. Este mai bine să ascultăm de glasul Domnului și să împlinim voia Lui ca să fie ferice de noi. Așadar, în privința acestui prim gând, după cum spune psalmistul, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Și m-aș bucura să fie așa. M-aș bucura ca așa să stea lucrurile, oamenii să înțeleagă, toți cei care au suflare, să laude pe Domnul prin cuvânt și viață, printr-o conduită de credincioșie dovedită la bine și la greu, înaintea celui preanalt și înaintea întregii societăți. În al doilea rând, ferice de omul care se teme de Domnul. O altă tematică surprinsă în acest prim verset este fericirea. Fericirea pe care Domnul o acordă, potrivit psalmului întâi, celor care nu se duc pe calea celor păcătoși, care nu se opresc, observăm, nu se duc pe o cale a celor păcătoși, care nu se opresc, care nu își fac un stabiliment, nu? Care nu se opresc la sfatul celor răi și care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Este o succesiune ușor de reținut, care din nefericire pentru mulți se întâmplă. Dar ce e mai ușor? Să faci un lucru sau să nu faci? E mai ușor să nu faci un lucru. Și în cazul acesta, care nu este particularizat pentru că el provoacă o substituție, psalmistul, psalmul 1 zice, nu te du, dacă nu te duci pe calea celor păcătoși, nu te oprești la sfatul celor răi și nu te oprești și nu te așezi pe scaunul celor bajocoritori, tu vei fi fericit. Că așa începe psalmul 1 cu versetul 1. Ferice de un astfel de om care nu se duce. Și Dumnezeu ne oferă ceva ușor într-o vreme ca aceasta și ne aduce aminte că este mai ușor ca să nu faci ceva rău. Și lucrul acesta aduce după sine o fericire. O fericire pe care Domnul o surprinde într-o listă din Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 5. O listă atât de frumoasă care, spuneam eu, vorbește despre o aplicabilitate, adică un mod de viețuire, adică nu faci ceea ce este scris în Psalmul 1, fericirea vine peste tine, dar există legea aceasta a substituției, că nu faci ceva rău, trebuie să faci ceea ce mai rămâne, adică un lucru bun. Și în Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 5,
Domnul Iisus Hristos vorbește tuturor celor ce vroiau să-L asculte, că vin fericirile peste oamenii care sunt ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, care stau alipiți de Dumnezeu și fac voia Lui. Aceștia vor fi fericiți, vor fi oameni binecuvântați. În al treilea rând, spuneam o mică sinteză, în al treilea rând observăm o altă tematică, lăudați pe Domnul, da, fericit de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. O altă temă este importanța cuvântului, a Evangheliei, a Sfintelor Scripturi. Despre aceste Scripturi, zicea omului Dumnezeu în Psalmul 119, le strâng în inima mea. De ce? Cum zice Ieremia, când am auzit aceste Scripturi, când am auzit acest cuvânt al Tău, l-am primit și el a fost bucuria și veselia inimii mele. Domnul Iisus Hristos ne aduce aminte de faptul că nouă ne-a dat cuvântul Lui. Ioan 17 cu versetul 14, le-am dat cuvântul Tău, iar acest cuvânt conform Romanii 1 cu 16 este unul mântuitor pentru noi. Evanghelia aceasta propovăduită, vestită, este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Amin. A celui care crede, lăudat să fie numele Domnului. Așadar, omul care laudă pe Domnul este un om fericit pentru că nu face lucruri rele, și face ceea ce rămâne, adică lucrurile bune și frumoase, dorite de Dumnezeu. Lucrul acesta este cu putință, pentru că la baza acestor dinamici pe care le avem, stă cuvântul sau porunca lui Dumnezeu, pentru care avem o mare plăcere în a o împlini. Tot în Psalmul 1 ne aduce aminte psalmistul și ne zice că un astfel de om care nu împlinește răul este un om fericit. El este asemănat cu un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, la vremea cuvenită sau la vremea potrivită. Un astfel de om zi și noapte, zice Biblia, zăbovește în legea lui Dumnezeu, în cercetarea cuvântului. Tu vrei să ai viață. Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat de Domnul Iisus Hristos ca fiind viață. Vrei să ai această viață? Hrănește-ți sufletul, întreaga ființă, cu a Domnului cuvânt și vei avea neîndoielnic viață. Așa spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cuvintele mele sunt duh și viață. Iar în Fapte, capitolul 7, diaconul Ștefan a vorbit despre acest cuvânt revelat, descoperit, venit de la Dumnezeu, că este un cuvânt viu. Și un cuvânt viu, un cuvânt de viață, nu poate să-ți dea decât viabilitate și sens și o viață spirituală din belșug, o viață binecuvântată aici pe pământ, iar în veșnicie o viață veșnică. Și închei cu ceea ce spune Iacov în epistola sa, în capitolul 1, zice așa: dar cine își va adânci privirile? Capitolul 1, versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, adică studiezi cuvântul, îl citești, îți hrănești sufletul cu Evanghelia lui Dumnezeu, ei bine, va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să putem aduce laudă celui preanalt, să experimentăm într-un mod zilnic fericirea, să ne bucurăm de viața care vine de la Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei. Amin. Amin.